Salutare, bă băieți, bine v-am găsit, fraților, la un nou episod aici pe canal. Astăzi am hotărât să fac turul camerei ediția 2020, pentru că efectiv sunt spamat cu sute de mesaje pe subiectul ăsta. Și am zis că ar merge așa să fac un turul camerei, mi-am mai schimbat câteva chestii pe aici, dar în general e foarte dezordine, nu băgați în seamă dezordinea, eu o să vă prezint pe aici ce mai am, pentru că nu știu de ce vreți voi atât de mult să aflați, dar haideți să aflați în episodul ăsta dacă tot întrebați atâta prin comentarii. Hai să vedem măcar 500 de like-uri la acest episod, bă băieți, dacă mai aveți episoare genul în continuare și hai să începem. Da, băieți, deci ăsta este biroul meu, aici avem un laptop care este vopsit cu markerul, deci cu markerul e vopsit, el era gri înainte. Pe laptopul ăsta îl folosesc să mă uit, de ce nu se, așa, pe laptopul ăsta îl folosesc să mă uit la filme porno cu Măruță și din când în când cu Ștefan Bănică. Asta e partea a doua. Aici un mouse de gaming de 30 de lei, o telecomandă pe care mi-o mai bag în cur din când în când. Trebuie să o las acolo că o dezinfectez după. O tabletă de la Samsung aici, care nu știu ce fac cu ea, o țin așa aiurea. Un par de suc, Fanta, sponsorizați-mă. Un picior de la un cooler, nu știu ce pula mea. Niște căști medkits pe care le am, cred că de când m-am născut, deci am căștile astea, ai de capul meu de cât timp le am. Cred că de la începutul carierei mele de YouTube le-am zlipite cu scoci. Îți lipite și aici cu bandă, ca să vă închipuiți câte, prin câte au trecut. Portofelul meu, ăsta nu e important, să nu vă arăt milioanele de bani pe care le găsiți din YouTube. Un switch de la TP-Link, un prelungitor super maker de la Jumbo, un dezinfectant, ăsta îl țin aici că din când în când mi se face sete și mai beau din el. O tastatură de la Razer, o am de vreo 4 ani, super tare. O sărăcie aici, nu știu ce dracu așa. Un mouse de la, nu știu ce dracu e ăsta, Genesis, cred că da. Un mouse de la Genesis, optical, nu știu ce, mouse model Krypton 190. Șmecherie mouse-ul ăsta, e șmecherul de tot, chiar dacă e 50 de lei, e șmecherul de tot. Cam atât pe birou, un pis care cred că are căcat aici pe el, că mi l-am băgat aseară în cur. Nu știu dacă se observă, deci așa, cred că are ceva căcat pe aici, că mi l-am băgat în cur aseară, nu contează. Pe aici, chestii neimportante. Și aici, piesa de rezistență de pe care se fac toate videoclipurile mele de pe YouTube. Haideți să vă prezint ce am eu aici. Am un procesor i7-8700K, răcit de un Deepcool Milestone 240T, o placă video Nvidia GTX 1070 Ti, 16 GB de RAM de la Crucial, din câte știu eu, două hard discuri care sunt răcite aici de un ventilator, nu știu dacă se observă, dar am două harduri răcite de un ventilator pentru că PC-ul ăsta stă cam tot timpul pornit și are nevoie de multă răcire. Deci două harduri, unul de 3 tera de la Toshiba, cred, sau nu știu, Hitachi, ceva de genul, și încă un hard de la Western Digital Blue, Seagate, ba nu, e Seagate Barracuda, Western Digital am celălalt PC, nu contează, e Seagate Barracuda. O placă de bază MSI Tomahawk Z370 și cred că cam atâta, o sursă de 850W ceva și cam atâta, și o carcasă Enjoy Vanguard sau ceva de genul, nu știu exact cum se numește. Ok, haideți să trecem la dulapul ăsta pe care multe haine și mulți mai muțoi și aici poze cu mine și cu Andreea. Oh, da, ce față de drogat aveam aici. Nu contează, e o poză veche. Mai am câteva chestii pe aici. Asta e băutura mea zilnică, vă recomand și vouă dacă vreți să beți. E foarte bună, are gust de fructe. Ceva parfumuri pe aici. Poză cu mine de când eram copil. Ceva, nu știu ce pula mea, grădinița Pepe, grupa pregătitoare. Din 2010. Niște chei. Astea sunt cheile succesului, dar încă nu le-am folosit. O poză, nu știu cine e handicapat, ăsta are față cam de prost, așa, nu știu, chiar nu știu cine e, nu știu de ce am poze cu străini în casă. Trepiedul meu pentru cameră, încă niște poze cu mine de când eram drogat și cu Andreea, desigur. Niște șervețele, de fapt nu sunt așa de... alte șervețele, aoleo, frate, câte șervețele folosești, Raul, și la ce oare? Aici am niște poze cu cei trei mușchetari, harta Angliei. Și aici, în fața blocului la mine, ce pula mea, uite o mașină. Și cam atât, aici patul unde, sigur, nu dorm, pentru că eu dorm pe scaun la calculator, aici patul să-l folosesc doar așa, să-mi țin lucrurile prin el, să țin perne pe el și chestii de astea. Și cam atâta. Și, desigur, wallpaper cu domnul nostru Măruță. De ce nu? Why not? Și, adică am uitat și de TV-ul ăsta pe care îl mai folosesc din... mă văd și eu acolo. Salut, băieți, salut, salut. Și TV-ul ăsta pe care îl folosesc din când în când... pe poze al doilea monitor. De ce se vede așa?
Nu știu de ce se vede așa. Ai de capul meu cât de urât se vede. Na. Și TV-ul ăsta pe care îl folosesc din când în când ca al doilea monitor. Ceva monitor de 108 cm. De la Philips, nu știu mai multe detalii, 4K și cam atâta. Bă, băieți, sper că v-a plăcut acest urlar camerei, băieți. Dacă mai aveți episoare de genul continuare, lăsate și voi un like și un subscribe la canal. Și noi ne vedem data viitoare.